Este extrem de grav în județul Constanța din cauza viscolului și a ninsorilor. Vedeți imaginile pe ecran, 25 de mașini și 10 microbuze au rămas blocate în zăpadă, însă cu mai multe detalii vine chiar acum colega mea Antonia Ispas. Antonia, te ascultăm. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Informațiile vin de la Infotrafic. S-au primit apeluri pe 112 de la șoferii care se află în acest moment pe drumul național 22, care leagă Constanța de Cojalac. Ei bine, este vorba de 25 de autoturisme, dar și de 10 microbuze. Șoferii au sunat la 112 și au cerut ajutor pentru că nu mai pot înainta din cauza viscolului. Se iau măsuri acolo, au fost trimise utilaje, de asemenea s-au luat măsuri în așa fel încât să se circule în coloană dirijată, practic cu poliția în față, astfel încât oamenii să poată înainta prin viscolul puternic și să ajungă în siguranță la destinațiile lor.